mine-n... Pentru că să cânte live Puia și cu Laura? Și nu puteam să scoatem baletul pe vol? Eu m-am speriat când am văzut că vine baletul. Am crezut că cineva îmi face curte. Doamne Iisuse, cineva vrea să mă ia de nevastă. Băi, hai, vă rog frumos, distanță. Hai, 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 vă rog. Haideți să ne cu tare, da? Puțin respect. Mi-am adus aminte ce făceam anul trecut pe vremea asta. Întindeam cabluri în partea Elanda. Vai ce emoție am avut, țineți minte, voi nu știți că baletul, n-am adus baletul chiar la mănăstire. Asta la mănăstire cu... Doamne, ai dreptate. Cu Marius Ciprian Popa. Da, ai dreptate. Da, bună vestire. Ce, credeai că am imagini? Hai de mă. Da, ai imagini, bă, ce deșteaptă ești, mă. Ia uitați-vă, asta este de acum un an, la mulți ani să ne trăim. Frumoase eram, mă. Da, eram, acum suntem mai slabe. Se vede, da, că suntem mai slabe. Și tu ești mai slabă, lasă-mă, numai. Că iar zici că nu e slabă și scrie lumea prostii. Mă tochesc pe picer. Stai să văd dacă e fusta pusă ca lumea. E ca lumea. Hai că putem să începem și emisiunea. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ce faceți de summit? Adică aveți program? Deoarece cred că vom sta în casă ca găluștile în tigaie. Să vedeți de ce. Doamna Andreea Godeanu, producătoare emisiunii noastre, că se închid toate străzile și că nu o să avem cum să mai ajungem la serviciu. Hai că noi am ajunge, că stăm aici. Ne culcăm sub pod. Doar mai scoate și un ban cinstit. Problema mea este cum fac invitații și să ajungă la frumoasa emisiune The Summit. Pentru că și că de mâine, Barbu, da. de mâine, Barbu, mi-a spus doamna producător, se închide un traseu foarte important, Andreea, suflă. Care? DN1. DN1 ce? DN1 pol. Nu, azi că DN... Azi Ioja. Ioja? Ioja! E director de locație, e la el în birou, nu e aici. Zice, vine Ioja și zice... Auză, zice, cum să-mi închidă mie libera circulație? Și cine e la buș să vină să-mi închidă mie libera circulație? Ce, dacă eu n-ajung la serviciu într-o zi, vine el buș să-mi plătească mie ziua de muncă? Dar chiar dacă eu m-aș duce la el, îl plătesc? Păi se recuperează. Uite, de exemplu, la grădii la noi, unde așa. E fimea, nu se mai... Gata, să sistează. Nu mai trebuie atâta carte. Hai, las! Pămpănele sunt de acord cu asta. Summit-ul are treaba lui, noi avem grădinița noastră. Nu, mă mică, toate școlile se închid, să stea copilul așa acasă, să se revigoreze de energie. De ce? La școală! La școală! Nu, problema e cu recuperatul, pentru că vor recupera, îți dai seama, mai devreme sau mai târziu, vor recupera. Când? În vacanța de Paști. Sau niște sâmbete. Care sâmbete? Deci foarte rău va fi. Pare mi se că de mâine va fi. Ioja zice... Înfruntă-mă bărbătește în ochi. De sâmbătă! A, cred că tu și gâdil. Înfruntă-mă și zi. Zi. E sâmbătă. Asta îmi place la tine, că ești curajos. Vai, dar ce frumoși că sunt. Da, să mai fac o dată traseul ăsta. Aoleu, zici că-s patroană. Și cu pantofii ăștia pot să și merg. Nu mi s-a întâmplat niciodată până acum. De obicei cu pantofii ăștia stau. Ce ziceam de trasee de alea? Chiar? Deci, până la urmă, chemăm pe cineva... Da, chemăm invitații cu o săptămână înainte, le dăm mâncare, băutură, îi ținem acilea la hotel peste drum. Mă, mie îmi convine. Și aduce practic în brațe. Eu iau partea asta, da? Și am grijă de ea. Da. Și cu restul mai împărțiți și voi. V-ați uitat astăzi la știri cu toții. Lăsați că vă spun mai încolo. Nu știu cum o să fac cu voi, că am 100.000 de subiecte, ziceam că n-am niciunul, că nu vă cunosc și mi-era frică de voi. Pot să vă zic cum vă cheamă sau băieții au ținut numele la respect? Nu, puteți să ne spuneți. Uite, așa mă cheamă. Stați așa să vedem. Muzică de tolăneală și de pravare, ceva deosebit, care ne place și nouă, să înțelegem de ce trăim. Haideți să vedem ca să ne delectăm. Da? Când eram noi mai tineri, era piesa aia, după care eram căzut în șpagat pe două scaune, respectiv e foame de bani, băieți, care nu ne-a rămas în redacție. Vorbă. Dă și mie 5.000. De ce? Pentru că e foame de bani, băieți. Lumea trebuie să știe ce fel de băieți sunteți. Asta era. Și a rugat frumos.
o să vină la emisiune, care putea să vină. Și... credeam că ai uitat. Elefantul! Nu uită niciodată! Dinozaurul! Și mi-au zis că să mai stau vreo 5 ani așa. Și am mai stat. Și uite că am venit până la urmă. Da, exact. E bine că am stat, că uite s-a nimerit. Ce mă, te trage curentul? Lasă că l-am jignit eu de când a intrat. De ce? Inteligentă cum sunt când l-am văzut. Ți-am zis că mie îmi place de el, da, rău. Da. Și când l-am văzut zic, vai, fratele meu, atât m-a dus capul. La televizor părea mai înalt. S-a uitat Sebastian la mine, dar am crezut că mă seceresc. Da. Adică ți-am cerut scuze în direct. Deci eu tot n-am înțeles. Începând de ieri îmi scrie Andreea Nelămurită definitiv, toate buletinele de știri vorbesc de faptul că Sișu, practic, nu e aici. Despre faptul că Sișu nu e aici. El este aici. Eu m-am uitat astăzi la știri. Respectiv Pro TV, la ora 1, că am zis că... Ne-am uitat noi. Am văzut eu imagini cu ochișorii mei care te-a luat, care te-a dus, care... Da, da. Și la antenă era peste tot, am butonat. Da, să vedem, să știi să... Am dat telefon la serviciu, am început să urlu la Sebastian. Vă bate joc de mine, mi-a picat subiectul. Că așa fac. Scrie la ziar, mă port urât cu tănțelul, cu stilista și cu Sebastian. Eu nu pot să vorbesc normal. Să trebuie. E adevărat? Că s-a întâmplat așa, că nu știu ce, hai să ne gândim cum să facem. Nu, eu dau telefon și încerc. Cine la telefon? Sebastian, nu să e rușine obrazului, Victor Carle. Așa fac, așa. Puia Laura și Sișu fac, nu, Puia Laura și Puia fac un featuring. Așa. Să vă explic de ce. Puia Laura și Cheo au făcut un clip pe care dumneavoastră îl știți foarte bine și care e super mișto, în care un boier și un băiat de cartier se luptă pe aceeași fată. Și băiatul de cartier îi spune fete, nu te duce la băiatul, că pentru el e doar un joc, un joc de noroc, înțelegeți ce vreau să spun. Și ea se duce și la el. Băiatul bun, ăla cu cravată, îi dă o brățară, cu tare, mă înțelegi, țac, țac. Ea până la urmă în clip rămâne cu boierul. Mă înțelegi ce vreau să spun? Nu, cu nimeni. La mine... Eu cânt că vreau o viață nouă. Păi da, da. Deci nu convine de niciunul. Am înțeles. Așa. În balanță. Poftim? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce vreau să mai stau 5 ani. Ești mecher tu. Peste 5 ani, oale un dulcele. Auzi, scoate și mie sulița asta din spate, te rog. O țeapă în spate bună la casa omului. Apropo de nimic, că era să zic apropo de o țeapă în spate, dar nu are nicio legătură. Florentina Opriș, o vedetă pe care dumneavoastră o știți în fiecare zi, ne învață și cum să fim vedete, și cum să fim sportive, și cum să fim dietiste, și cum să fim drăguțe. Unde prinde? Mulțumim frumos că ai venit! Numele emisiunii de la Prima o știți, este Sport, Dietă și o Vedetă. Eu când văd cuvântul dietă, mă ia pe la gleznișoare, pe la pulpișoare. Începe și-mi tremură cap. Mi-e tremură picioarele. Acum cred că fiecare cu ce o fi gândind. Așa? Aurel Moga. Aurel Moga, pe care noastră îl știți cu siguranță de pe vremea când era noi un pic mai mici, pentru că el atunci cânta pe toate scenele. Acum unde ești? Acum e prezent. De ce nu mai ești la televizor toată ziua? Că mie îmi plăcea. Nu mai mă interesează aspectul ăsta. Dar ce mai te interesează? Care banii, banii. Banii, eu ți-am zis că e foame de bani. Deci... Să leagă. Nimeni nu mă ascultă când vorbesc. Aurel Moga caută în momentul acesta o casă de discuri. Ceea ce cu siguranță va și găsi. Și în sfârșit, v-am povestit de 150.000 de ori, dar tot vă mai povestesc despre marea pasiune a vieții mele, noul format pe care îl prezint la Prima, după care am căzut în șpagat, respectiv momentul adevărului, unde se întâmplă lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Adică, se întâmplă uneori ca după ce ai făcut tot efortul din lume și după ce ai fost cel mai sincer om din lume, să te păcălească un sentiment. Același lucru s-a întâmplat Irinei Forgo, care mie îmi place foarte mult, și care a pierdut o căruță de bani din pricina acelui pârdalnic de poligraf care nu știe carte. Că am mai pățit, să nu-ți imaginezi, că ești prima pentru care m-am cam... În sfârșit. Tu ce filmezi? Întâi am filmat acolo și acum am întors aici. Am rugat-o să nu mai filmeze, că eu sunt cu actul artistic aici, eu trebuie să mă afirm. Nu știu, uitați-vă cum ține camera aia cu două mâini, așa, trebuie cu o singură cameră, trebuie să dai din fund în același timp. Păi tremură mâna, că băieți aici, ce vrei? Cum te-a învățat să dai din fund? Tang, tang, ale, așa. Păi înțelegi, după bar? Dai așa, virtual după bar, trebuie să ieși în fața bară. Nu, mai las. Ceea ce filmează tănțelul în timp ce eu dau din fund, pentru că ea n-a înțeles cum devine de sâmbucă.
Veți vedea pe teolifeshow.ro și dacă doriți o cameră video foarte vengoasă, pro.ro vă pune la dispoziție una pe săptămână, dacă trimiteți textul tău la 1228. Și cam atât pentru început, că mă gândesc că cei mulți strică, vă și împui capul cu tot felul de lucruri, avem de vorbit 100.000 de aspecte și de ce nu mai țin minte bine? Mă duc să le rămuresc. Florentina Oprin și ne învață cum să facem sport, cum să fim suple, vesele, cu tare, cu tare. Și cu multă energie. Și cu multă energie. Să, nu depinde oare și de metabolismul fiecăreia? Că uite, acum a venit primăvară, eu de exemplu testez un zici cu zeamă, nu mai pot. Toată lumea se leagă de acest aspect al metabolismului, da, da. Să știi că e un adevăr. Dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Și ce m-a învățat nutriționista mea? Întotdeauna da? Să te uiți la om și să-ți imaginezi cum va fi peste 10 ani. Și ca să fii sigur, te uiți la mâini. Deci tu slabă o să mor peste 100 de ani. Să știi că e adevărat conformația cu ea te naști. Crescuță. Și trebuie să... Da, nu ți-aș sta, cred că niciodată bine să fii foarte filiformă. Încerc. Nu, șarmul tău este... Și mie îi se pare la fel, dar mă jură toată lumea. Nu, trebuie să ții cont de un anumit aspect, că după o anumită vârstă, metabolismul se încetinește. După ce vârstă? Și atunci, de regulă după 30 de ani, atunci când e bine, mai începem avem. Și atunci trebuie să activezi metabolismul cu mișcare. Toată lumea spune, da, dar e greu să fac mișcare, nu mă simt în apele mele atunci când fac mișcare. Eu spun un lucru foarte clar, acela că trebuie fiecare să țină cont de condiția lui fizică și să acționeze în consecință. Hai să lămurim adică o dacă... chestie, că tu ești de specialitate și da. O să înțelegi. Tu ai auzit vreodată de Taufik Masri? Da. El e antrenorul meu. Din punctul meu de vedere, un pic cam dur. Da, dar ne place. Da? Mă taie și recompens. Vezi, asta este important. Să-ți placă ceea ce faci. Dacă efortul pe care îl depui nu te stresează, no. Este extraordinar. Trebuie ținut cont de acest aspect. Să faci mișcarea care ți se potrivește, care îți place și care până la urmă... Da. Te bate la cap, cred că nu, mai nu, mult mă decât... Nu, bate cu palma, dar nu-i problemă. Că da, rezici. Mi-a zis odată, Taufik, în calea ta, nu mai dai și tu, că lași urme. Eu n-am dat și zic, ia uite-te un pic, ai dreptat. Da, dar prin lucrul ăsta te motivează, nu? Vezi că arăți foarte bine. Da, dacă nu mă bate, mă jură. Glumesc. Nu, am trecut prin tot felul de faze, acum sunt într-o altă fază, sunt în niște faze. Deci, cred că e criza femeii de vârstă medie, 18-19 ani. Vai de capul meu. Așa, ce trebuie să fac? Tu știi foarte bine ce trebuie să faci. Să-ți activezi metabolismul făcând în fiecare zi mișcare. Să știi că organismul se obișnuiește. Se obișnuiește și atunci trebuie să acționezi prin a mări puțin doza efortului pe care faci. 10 km de alergare pe zi e bun? Cred că prea mult. Păi am încercat mai puțin, m-am făcut cât mal. Da, jur, cu siguranță și alimentația ta este una destul de... Niște urzice bune? Foarte bune. Dar apropo de urzici, știi cum se gătesc urzicile? Da, se fierbe, se strecoare. Fără să nu le mai fierbem. Da, nu, cum? Le tocăm pur și simplu. Ce ți-am zis? Ce-ai râs de mine? Le tocăm, le punem apă plată și le bem. Nu. Ce nu așa. Cum să mănânci, mă, că faci bășici pe esofag? Nu faci, dragă, nicio bășică, că le strecoară mama prin tifon. Da. Hai, mă, crude! Le toci așa ca pe pătrunjel mărar și le pui în ciorbă. Iar proprietățile în ciorbă lor, de ce? În ciorbă de ce vrei tu? N-ai voie orez, n-ai voie cartof. Ba da, uite, orezul și cartoful sunt niște alimente foarte bune. Trebuie să știi cu ce le asociezi. Cu niște nimic, mă gândesc. Cu o salată. Deci, să mănânc cartof cu salată, nu mai bine mănânc carne cu nimic? Depinde dacă ești adepta consumului de carne. Da, n-ar fi. Dar uite, eu o să-ți fac un test la un moment dat. Hai să facem un test, ia! Ia! Să facem noi un test. Da, prin care... Barbu, ești gata, sper. Barbu este foarte slab, el ce mănâncă? Eu sunt creierul, tu ești terminalul calculatorului. Teo, de curând am inițiat o campanie. Campania națională Alege să fii sănătos. Împreună cu Federația Română Sportul pentru Toți, susținută de Ministerul Sănătății, de CNA, susținută de Institutul de Cercetări Alimentare, nu întâmplător, pentru că am considerat că este momentul ca lumea să fie mai conștientă cu o alimentație echilibrată, că un stil de viață până la urmă sănătos nu duce decât la prevenție și la mai puține boli de care
suferim în egală măsură dacă nu ne îngrijim de aceste aspecte. Și în ce am considerat campania ta? Campania constă în acțiuni pe care le voi face. Am demarat prima acțiune într-un trus de presă în care am determinat persoanele care stau foarte mult la birou să facă câteva exerciții. Este foarte simplu să faci asta exerciții. Ăsta? Contracție pe fesier, da, nu? M-am învățat Bianca Brad cum stau la film, eu pe mine mă da. Nu. Bine, dacă mă vezi pentru prima oară, îți imaginezi că cine știe ce am descoperit. Da, așa? Da. Bine, așa am făcut un fund. Ca să înțelegeți și rezultatul, stați așa. Ăsta e rezultatul. Uite, să stați la film să vă uitați de film. Un exercițiu foarte eficient, chiar și atunci când stai la birou, chiar și atunci când te uiți la emisiunea lui Teo, este acesta. Stai sprijinită pe spătarul fotolului scaunului și trage genunchii înspre piept. Pur și simplu, în acest mod, îți tonifici musculatura abdomenului, musculatura feselor și într-o mișcare destul de simplă. Iar atunci când ești la birou, te ridici, te așezi. Și în felul acesta îți lucrezi musculatura fesierilor și coapselor. Mai faci câteva mișcări de întindere și uite așa, încerci să mobilizezi și zona cervicală. Aici există adună... o mică problemă. Care? Scaunele cu rotile. Ei bine! Deci dacă faci odată așa și te-ai dus palanca la pământ, a doua oară nu mai... Nu, tocmai asta este ideea. Menții... În momentul în care ai scaune cu rotile, încerci să menții contracția pe musculatura fesierilor și coapselor și nu te așezi așa. Știi ce a zice Taufic? Nu mai bine vii tu la sală, da. Spun eu, halter în spate și facem niște frumoase genoflexiuni? Da, idealul este așa. Dar până să ajungi la ideal, trebuie să începi de undeva. Ai dreptate, ai dreptate. Când și atunci când tu stai la birou și îți duci genunchii la gură. Păi șeful e plecat în Madagascar la Și faci cu șeful de față ce ai nebunit? Păi asta șeful face așa, să par nerăbdătoare. Nu e bine! Eu vă învăț de bine, nu vrea nimeni să mă asculte treaba voastră. Eu vedeți unde am ajuns, doamna Teo. Deci am ajuns doamna Teo din prima? Ba da! Da! Sunt doamna Teo din prima! Și trebuie să vorbim noi, frate. Deci tot ce mi-am propus am realizat. Așa. În cadrul acestei campanii, un proiect foarte ambițios este acela de a realiza în parcurile din România un mini traseu de sport. Ce înseamnă acest lucru? Că așa cum sunt în parcuri locurile de joacă pentru copii, vor fi locuri de joacă în care poți să faci și sport. Ce înseamnă acest lucru? În mijloc va fi o piramidă, acesta este simbolul campaniei pe care ți-l dăruiesc cu mare drag. O piramidă pentru că ea simbolizează echilibru, forță și avem nevoie de aceste lucruri atunci când ne gândim la un stil de viață sănătos, lucru pe care îl promovează campania Alege să fii sănătos. Aceste proiecte în parcurile din România vor demara cu primul loc destinat mișcării în parcul Chiselev. Vei fi alături de noi la deschiderea acestui loc de mișcare. Vedeți, sunt și 8 principii aici pe care le puteți vedea dacă nu, sunte. Da, nu întâmplător sunt 8 principii, pentru că tu știi foarte bine și cred că la fel de bine știu și telespectatorii tăi. Hidratarea este un punct foarte important. Atunci când consum mai puțin apă... Nu merge? Merge. Dar merge cu bere? Nu, dar nu înlocuim apa cu berea. Mie nu-mi dă voie. Dacă te gândești la alimentație sănătoasă, da? Berea nu este exclusă dintr-o păi nu, alimentație. Ce are? Că este un aliment. Dar acum cantitatea este foarte importantă. Câtă apă, câtă bere, da? Ca să știm. Vom hotărâ la momentul potrivit câtă apă, câtă bere. Este importantă hidratarea, este important să gândești pozitiv. Atunci când gândești negativ, toate lucrurile le vezi în negru. Eu, Mircică, l-am auzit aseară pe Mircică vorbind la televizor că trebuie să fim calmi. Da. Bă, ce drăguț a fost! Vai, l-a apucat să răspumele alea grave. Da, da, da. Și să fiu eu calm. Aseară l-am văzut, ce mă ia de la picior. Da, luase, nu ajut așa. Și da. Nu, noi nu putem să fim calmi. N-avem cum. Că trebuie să fim calmi, pentru că altfel generăm mai poftă de mâncare. A, nu, merge cu apă și cu merge cu... Să stai și un poftă de un viață. Alt punct este acela de a te relaxa. Noi nu mai știm să ne relaxăm. Stresul este cel să care ne doboară. Dimineața.
Da. E, vezi, noroc a venit și te-am apoi, da, apoi efectuarea de exerciții fizice în mod constant. Efortul fizic ar trebui perceput ca și un lucru elementar. Așa cum în fiecare dimineață te speli pe dinți, pentru că știi că în acest fel ai dantura curată, așa trebuie să faci în fiecare zi mișcare. Pentru că așa știi că îți susții masa musculară, așa știi că vei fi sănătos. Noi am fost destinați să facem mișcare, nu să fim sedentari. Dacă spui de unde e inelul tău, spun și eu de unde l-am pe al meu. Nu mai pot, cât? Aia, am înțeles să mă relaxez, să mă alea. Dar da, sunt și trecem eu... și la lucruri materiale, nu? Nu sunt materiale, sunt sănătoase. Eu l-am de la mama stripperului Hamude. Mi l-a trimis prin Hamude. Nu e rău. N-am văzut-o pe mama lui niciodată, mi-a trimis inelul ăsta cu ăstea, dar foarte ce frumoase. Frumoase. Tu de unde l-ai pe al tău? L-am cumpărat. De unde? Așa, revenim de la lucruri cu adevărat importante. Eu spuneam... Dar vorbeai de sănătate, da, am înțeles. Ai un inel... Oh, nu trebuia să fii cu inelul ăsta la noi la emisiune. Îmi pare Suntem rău. Suntem disperate cu toate le. În regie deja e manifestație da? Publică, da. Știi că atunci când îți faci controle medicale periodice, depistezi ceva. Da, dar e foarte important să reușești să depistezi la timp anumite boli. Ce și mare inelul, iartă-mă. Hai să încercăm să facem schimb. E mare, îți cade după deci. E păcat de el, tot îl pierzi. Așa, da, deci ideea e să ducem la spital să ne găsească bolnavi, am înțeles. Aici ai colecția mea de CD-uri pe care ți-o ofer cu mare drag. Este o colecție de CD-uri destinate anumitor zone ale corpului. Abdomen. Eu am considerat așa arată ea. Le-a adus să știi că nu arăt întâmplător așa. Stilul de viață pe care l-am adoptat încă de copil a fost unul de a mă preocupa în fiecare zi de acest aspect al unei alimentații. Pot să o fac de râs pe invitarea noastră? Nu, te rog, las-o așa. Hai să auzi. Lasă-mă, mă, că mă roade. Deci a luat 10 kg când a avut și ea un copilaș în burta ei și după ce a născut, că a rămas cu 2 kg. Da, dar... A rămas cu 42 de kg. Bine, alea a rămas cu 57. Pentru că, e adevărat, în timpul sarcinii am făcut mișcare foarte mult. În sensul că n-am avut niciun fel de probleme de sănătate, știam acest lucru. Am făcut sport înainte de sarcină și am continuat. De care sport? Am făcut atletism de performanță. Thank you very much. Păi așa de și eu cu alergat. Lasă-mă, frate, păi ce? Și eu alerg. Dar există acum, nu știu dacă ai auzit, o nouă fiță. Da. Un fel de farfurie care se zdrumică 3D. Ai auzit? Nu. Madonna ce că face cu aia. Bine că mai face niște hormoni. Atât te gândești la ceva, PowerPlate? Da. Ei, acel aparat ajută foarte mult, dar ca și toate aparatele... E de la Madonna, te-am auzit. Dacă te bazezi doar pe aparat, da, nu vei avea rezultate foarte bune. Da, dar costă cât un autoturism. Trebuie să facă ceva de bani aia. Aia vreau să dacă zic. Costa, măcar să mă ducă de colo-colo. Păi da? Măcar să... Aparatele sunt bune în ideea în care te bazezi pe ele ca și un ajutor. Aha. Da, nu ca pe un miracol. Și crezi că ai scăpat de... Îmi pare rău, nu există un miracol. Te uiți la el și el mă slăbește. Și ai scăpat. Nu. Nu există miracole, din păcate, trebuie să depui efort în fiecare zi, iar efortul trebuie să fie constant. Toată lumea își închipuie că fac acum o dietă, chiar intrând aici la tine, cineva spune, de mâine mă apuc de dietă. Nu, de mâine să te apuci, să-ți schimbi stilul de viață și cu siguranță kilogramele în plus nu se vor mai depune. Teoretic, cred că e ușor. Am lătrat chestia asta de 1000 de ori. Problema e că dacă ții hipocaloric, de exemplu, peste 5 ani, peste 6 ani, corpul se obișnuiește și ajungi să mănânci din ce în ce mai puțin, un piculic, mic, mic. Și atunci acționam cu mișcare. La fel. 18 km pe zi o fi bine? Nu 18 km. Atâta faci ea și nu-i mai place. Trebuie să schimbi genul de mișcare tău. Poate să noți. Unde? Taci, Teodoro, taci! Mulțumesc foarte mult! Ai cerut la un moment dat un pian. Am cerut un pian și ce? N-a venit pianul. Hai să cerem o piscină. Teo, da, chiar. Da? Da. Teo, vreau să-ți fac un test. Da? Am timp de test, Andreea. Are timp. E vreau, două minute. Un pic. Testul este un test de determinare a vârstei biologice. Se găsește pe site-ul florentina.ro și pe site-ul campaniei. Alege să fii sănătos.ro. Vreau pixul tău. Ia pixul meu și du-te. Așa. Câte porții de legume și fructe consumă în medie zilnic? 3. Foarte bine.
Cât de des consum pește? Zilnic. Prea mult. Aoleu. Cât de des consum carne? De zilnic. Zilnic. Carne de? Pui. Vite pui sau pește? Bine. Cât de des consum mezeluri? Consum niciodată. Mezel? Cam never. Never ever. Cât de des faci mișcare? În fiecare zi. Fumezi? Nu. Nu bea, cât, asta da, e, dacă, dacă consum băuturi alcoolice mai mult de un pahar pe zi? Niciodată. Cât, care este tensiunea ta? Tensiunea ta este normală? Are valori normale te sau nu? De ce înțelegi tu prin normal? Nu știu, nu mă pricep. Da, nu ești... Nu e, nu e hipertensivă. Nu, da. Nu e, nu e. E indexul tău de masă corporală este întreabă peste pe da, da, eu cum te văd este peste 27, este peste cel normal. Dacă vrei poți să pui mâna. Da? Care sunt valorile colesterolului tău? Deja ne-ai lovit. Da, mai văzut un doctor de când l-am întâlnit pe tata. Să știi că în cadrul campaniei Alege să fii sănătos, să mă duc la acest doctor, lucru mă trebuie duc, să fie. La ce mănâncă ea n-are frate, toate ca toate. Da? Câți oameni sunt apropiați? Câți oameni sunt apropiați? Apropiați, da. 2725.402. Cum dormi? Bine doarme. Ce, dormi? Ai insomnie? Bine, dormi bine. Dorme bine. Bine. Dorm, fiecare zi dorm. Zici că sunt muscă în casă, la ea mă uită. Ești mulțumită de viața ta sexuală? Ai de doar. Înțelegi deja. Înțelegi doar fi ruște. Femeie serioasă. Ia uite cum de ce-i cheamă mâine. Și da, sunt să te oftiști tu. Sunt. Ne vede copiii la televizor. Bine că nu mi-a făcut mie trist. Cine a dus pe asta? Eu am vrut să iau inelul, dar nu mi-a mers. Înțelegi? Pe care inelul să pui mâna să îl fur după ce m-a făcut de râs? Bună seara! Bună seara și bine te-am găsit. Aurel, par mulțumită de viața mea sexuală? Nu, chiar ascultam mai devreme și ziceam, uite, domnule, femeia ideală, o comoară la casa omului. Eu? Tu, despre tine era vorba. Păi de ce? Că mănânc mult. Nu fumezi? Nu. E foarte bine. Kilometri, kilograme, cred quintale. Că se, da, da, pe aeroport. Da, și să nu se înțeleagă greșit, m-am lăsat acum 4 ani, de tot. Dar Nina a mai pus gurița mea. Nu, ce făceai tu era fumat? Da, n-aveam ce să fac cu stânga, că eu sunt stângace. Și n-aveam ce să fac cu ea și mă trezeam tot timpul că... Tu fumezi? Nu fumez, nu beau, nu mănânc. Ești mulțumit de viața ta? De vreme acasă. Să mulțumim cu încă. Îl știți pe Aurel cu siguranță, pentru că noi ne-am mai tot întâlnit de-a lungul anilor. Plăcerea este an de mulți. Fiecare dată. Dar chiar ce s-a întâmplat de te-ai retras? Să faci bani? Nu m-am retras. Da, da, da. Deci un bine și plăcut. Din viața publică, adică nu te mai văd așa pe toate televizoarele. Da, stau cam în umbră și am zis să revin acum. Foarte bine. Recent am făcut câteva piese noi și vreau să reiau activitatea veche. Deci eu tot nu-mi revin, să mă întrebe pe mine de putare. Deci nu-mi revin! Oh, ca să pună mâna, să lasă inelul pe masă, că am făcut apropori. Doamne! Băi, dar cum se selecționează invitații pentru nu știu, asta? Nu știu. Delia e vinovată, ea a selecționat-o. Poate încep să tun acum, cum s-a scris la ziar. Dacă de Delia n-a zis nimic. Păi lasă că o să zic eu. Eu știu multe. Da? Știu multe. Dacă eu am o nelămurire, la ce clasă ai terminat-o? Că am fost și eu pe acolo și îl am fost colegi la Școala Populară de Artă, da. Da? Da? Da, da. Ne cunoaștem, ne cunoaștem din bine, vedere. Nu e bine, ai fost colegă cu el? Nu. Stai puțin, că vreau să-mi spună la ce clasă a fost Gloria Bordea, prima dată Mihaela Runceanu. Ai fost la Mihaela Runceanu și ai plecat la Gloria Bordea, nu? Foarte rău. Dar asta e viața. Gloria Bordea se uită la emisiunea noastră? Nu știu, dragă, că eu am plecat de la școală. Se uită, cu siguranță. Eu am fost la Mihaela Runceanu și am plecat că eram șeptăriță. Te-a dat afară, adică... Nu m-a dat afară, că se chinuia cu Ionel Tudor cu mine. Ce facem noi cu asta, mica, că e șeptăriță? Și a doua zi am plecat eu, ca să nu se mai chinuiască oamenii cu mine. Deci ce înseamnă aia șeptăriță? Că nu știu când să intru. Intra... Ce înseamnă să nu știu când să intri? Trebuie să intri, că îți face semn. Intrești bata pe aici. Nu-mi făcea nimeni semn. Nu-mi făcea nimeni și nu știam să număr. Și eu, grăbită, cum mă știi, intram mai înainte. Apropo de intram mai înainte, există vreo rudenie între tine și Marius Moga? Marius Moga, nu. Nu. Tu să acum de ce? De ani de zile... Te-am întrebat același lucru, dar aveam alt public. Da, da. Înțelegi ce vreau să spun? Era altă treabă. Moga. Ai spus Aurel Moga și trebuia să vină Marius. Așa am făcut eu? Da, da, erai la cealaltă... Înseamnă că nu era acum 2 ani. Acum vreo 4-5 ani la început. Asta e cu totul altceva, că era Moga mic.
Moga era în fașă. Da. Și l-a ducea cu bibiru. Vine Aurel Moga și tu ai zis, da, nu, 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 Marius Moga. Deci asta e bine, când vin invitații și îți dau două perechi de palme la 5 ani după ce s-a întâmplat. Aia e senzație. Cred că era în aceeași zi în care n-a venit puia la emisiune. Stimați respectatori, de ce vă spun de treaba cu intratul? Pentru că am înregistrat câteva melodii degeaba complet, poate pentru generice, cu Marius Moga. Și eu nu știu să intru. Prima oară. Înseamnă că ești șeptăriță. Prima oară și prima oară. Ea nu e șeptăriță. Râncătâncă, 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 râncătâncă. Și la un dat o face semn, hello, bagă! Și la un dat i-a zis, băi, mai bine îmi faci tu semn. Și începe râncătâncă, și la 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 la. Înțeleg? Dar nu ești șeptăriță, înseamnă că nu ești șeptăriță. Nu, nu sunt nimic. Nu e adevărat. Nu sunt de niciun fel. De ce? Că am ascultat albumul care l-ai scos cu... cu cine? Cu Narcisa. Cu Narcisa Suciu și... Taci! Nu poți totuși... să-mi lasă chinuia asta. Nu, dar așa este. Când mi-a zis el mie că l-a prezentat altfel, eu cum am chinuit. Asta înseamnă că... Taci! Asta înseamnă că de 5 ani se uită la tine în fiecare zi. Cât o să te înjur pentru asta? Trebuia să lăsăm să se chircească. Să se chinuiască. El de ce mi-a zis mie? Păi tine, cine te-a angajat aici? Și ai o voce foarte bună. O mulțumesc foarte mult. Ce mănânci, ce dai? Cel deci cel al treilea album, da, știu. Da, sunt două scoase pe piață acum ani de zile și am zis hai să scot și eu ceva, că știi cum e microbul sânge și să revin pe piața muzicală românească. O să ai succes cu siguranță. Ai încercat mulțumesc reeditarea mult piesei lui Aurelian Andreescu? Nu, deci ce vom asculta în seara asta este în memoria lui Aurelian Andreescu, Merit eu. E o melodie foarte frumoasă. Am câștigat! Da! Vedeți, neastră, la noi în emisiune, invitații nu cântă ce vreau eu. Niciodată. Nu vrei să-mi cânti și mie cu tare? Bă, ți-aș cânta, dar nu prea e în promovare, înțelegi? Păi dacă era în promovare, nu ți-o mai cerea. A venit și bietul invitat și zice, vreau și eu să cânt piesa Fata Morgana. Nu. No. No. Așa, bine că ai spus-o tu, că o spuneam eu oricum. Exact. Și am zis, nu, eu vreau să cânt Merit eu. E o piesă foarte frumoasă și în memoria exact lui Aurelian Andreescu. El deci are piesă în promovare, altă treabă. Deci Fata Morgana, melodia arhicunoscută, care a făcut parte din coloana sonoră a filmului Fata Morgana. Cu același nume. Trebuie să o știi. O știu singur, dar trebuie să auzi. Stam într-o zi la fereastră. Ce ai? Păi da, asta ai piesa ta? Păi cum să nu? Uite, vezi, de-aia te iubesc eu pe tine. Stimați respectatori, pauză că n-am înțeles exact cum să treaba, ne întoarcem în 2 minute. Pauză. M-am lăudat prea repede, stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, am crezut că Aurel Moga va cânta Merit eu, piesă în memoria lui Aurelian Andreescu. A venit Aurel Moga, mi-a spus clar. Eu nu cântam. Eu când am venit eu pe ea. Dictatura invitatului? Da, frate. Da. Își vine invitatul și dă odată cu pumnul masă de mi-a sărit cafeaua pe fustă. Și am zis, în timp ce mă ștergeam de cafeaua clocotită care îmi șiroia, am zis, bine, frate, râuri. Bine, doamne, cântă ce vrei dumneata. Și atunci a venit cu piesă nouă, reorchestrată, cu tare, Fata Morgana. Stam într-o zi la fereastră, strada departe vuia. Stam obosit, dus pe gânduri, dar nici nu știu ce gândeam. Parcă era frig afară, noi pe cer alergau. Sau nori-n ploaie cerneau. Pe drum trecea fetiță, cine era habar n-am, dar știu că avea o rentiță de-un roșu ca de mărgean. Dar știu că avea șuca de mărgea.
atunci la fereastră. Mentița o tot aștept. Ia vin odată cu fata ce-aduce soarele. Ce soarele în piept. Vă dați seama că până la urmă împreună am ajuns la concluzia că asta era piesa care v-ar fi plăcut cu siguranță, pentru că și Florentina știa textul, și Tănțelul știa textul. Apropo de Florentina, Florentina, cât ai zis tu că trăiesc și ce vârstă am? Stai să țin să-și eu. Da. Ți-am făcut un test care determină vârsta biologică. Păi stai puțin că... Care diferă de cea din buletin, plus că, da? Plus că știi că am mințit la o întrebare, ca la poligraf o să spun. Nu mănânc pește în fiecare zi, deși la micul dejun am un pate de pește, care, un pate de ton, care îmi place așa? Foarte, foarte mult și îl mănânc cu pâine dietetică. Ținând cont de faptul că, tot pește și ăla. Că da. Răspunsul la întrebarea aceasta cât de des consum pește nu e semnificativ, așa? În sensul că chiar dacă mănânci pește o dată sau de două ori pe săptămână sau mănânci în fiecare zi, e foarte bine. Mi-ai zis că nu e bine. Tu mi-ai zis că nu e bine. Haide! Dar gramajul nu e foarte mare, pentru că nu mănânci jumătate de kilogram. Odată mănânci 100 de grame și e foarte bine. Țin cont de faptul că el conține și omega-3. Pangasius. Foarte bun. Foarte bun. Cu tot să trăiesc. Vârsta biologică a ta este de 35 de ani. Ești iar bine, așa. Iar speranța de viață este 88. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Fac naveta cu avionul și până la piață. Mi-e frică să trăiesc 88 de ani. Nu se taci din gură. Hai că poți să fii prost 20, poți să fii prost 40, dar să ajungi la 60 de ani să fii tot prost. Și eu n-am nicio șansă să-mi revin. Am întrebat. De-aia mănânc și pește în fiecare zi. Bună seara! Irina este un om drag mie, pentru că am trecut împreună prin niște lucruri. Irina este o fată foarte deșteaptă, este de profesie geolog, da. Este un pictor foarte talentat. Apropo, am rugat-o frumos, frumos și uite că a acceptat și mi-a făcut o mare bucurie să-mi aducă vreo câteva dintre picturile ei pe care ar putea să le vândă, pentru că ea nu poate să le vândă pentru că sunt parte din sufletul ei. Și a zis, bine, dacă trebuie neapărat să-ți aduc ție ceva să arăți, îți aduc câteva dintre picturile mele pe care aș putea să mă gândesc să le vând. Deci le veți vedea. E vorba despre artă până la urmă și nu facem reclamă artei că își face singură. Irina este, vă spuneam, geolog, a venit la concurs la momentul adevărului, mânată de dorința ei de sinceritate și nu numai. În principal, da, pentru că realitatea este că până acum totdeauna am fost sinceră și am pierdut foarte mult din asta și am considerat că iată un moment în care, în sfârșit, sinceritatea poate să aducă ceva bun în viața mea. Da. Din păcate, după cum știți, n-am reușit. Partea a doua, deci pentru care am fost la concurs, a fost că am nevoie de bani. Divorțul și viața mea a avut niște, cum să spun, schimbări foarte mari mi-a adus în viață și material m-a adus într-o situație în care n-am mai fost, pe care practic nici n-am știut să o manageriez. Exact. Uite, eu n-am cum să știu povestea voastră de la început. Eu nu știu nimic despre voi. În momentul în care vă văd, eu am în față niște cartoline și pun niște întrebări. Eu nu-mi dau seama cât de tare dor, pentru că habar n-am cu cine vorbesc. Îmi dau seama abia la sfârșit, după ce pun toate piesele la oaltă și îmi dau seama ce s-a întâmplat. Eu ce am înțeles din întrebările pe care le-am pus și din răspunsurile pe care tu le-ai dat, au fost așa. Nu ești deloc o persoană materialistă. Asta nu ți-a adus bine. Nu prețuiești valoarea banilor în felul în care ceilalți o fac. Nu e bine. Al doilea lucru, am înțeles că ai doi copii absolut senzaționali, pe care ești foarte mândră că i-ai născut și că sunt alături de tine. Două fete formidabile. Am înțeles că, într-adevăr, de data asta aveai chiar nevoie de bani pentru că ai făcut o promisiune fetelor tale. Și o să te rog să-mi spui care e. Exact. Le-am promis că vom avea o cameră în plus pentru a putea să trăim în condiții normale. Ca să nu le credeți că Irina are o vilă cu 60 de camere și vrea 61, are o garsonieră și doi copii. Ceea ce e foarte complicat de înțeles. Cum să stea atâta amar de lume, plus, da, dacă mai vine și cineva și vrei să-l așezi la o masă sau să-i dai un furțec, n-ai cum. Atunci așa ar fi dorit o cameră în plus. Asta era toată miza. Da. Mamă, ce m-am ofticat! Și eu. Da, da. Și eu mai ales că a fost o întrebare la care am răspuns din convingere.
Și în situația în care sunt exact, pot să spun că da, banii aduc fericirea. Am întrebat-o dacă banii aduc fericirea și a spus că da, după părerea ei, și poligraful a spus că nu, că după părerea ei banii nu aduc fericirea. Într-un fel e un răspuns minunat. Faptul că poligraful te-a contrazis în această... Da. E minunat, dar faptul că ai pierdut nu mai e de... Dar pe de altă parte... Deci și fericirea aceasta, vedeți, întrebarea, banii aduc fericirea. Fericirea nu înseamnă numai dragoste. Înseamnă o mulțime de alte stări. E o stare complexă. Da. Ești fericit că poți să dai, de exemplu, copiilor tăi ceva. Ești fericit într-o mulțime de momente și o mulțime de lucruri simple. Deci fericirea în sine nu înseamnă numai dragoste. Dragoste nu aduce, deci banii nu aduc dragoste. Dar nici dragostea nu aduce fericire obligatoriu, poate să aducă chiar nenorocire. Aduce, da, dacă este adevărat, da, aduce. Uneori ți se pare există, doar că e, da. Exact. În momentul ăsta cum stăm? Adică tu stai în continuare în garsoniera ta cu cele două fete? Situația este mai complexă, n-aș vrea să intru în ea. Am înțeles, perfect. Da, cât crezi tu? Deci, atâta asta este important. Vreau să le dau mai mult, nu pentru mine, am mers la concurs. S-a văzut. S-a văzut. Da. Ce nu s-a văzut până acum și o să se vadă de acum încolo, este cât de creativă e Irina. Irina ne-a adus, după cum vă spuneam, câteva dintre picturile ei, pe care o să o rog să ne și explice, că la noi e mai cu matematica așa. Deci, ce vedem acum în plasma? Nu există explicații practic, deci arta pentru mine transmite ceva sau nu transmite. Deci pictez, este un hobby, da? Fac din plăcere, arată bine pe pereți. Da, arată bine pe pereți. Când am avut multe cunoștințe care au vrut să cumpere, mă dorea sufletul să le dau, deci nu le-am vândut. Acum sunt în situația în care simt că mă pot despărți de ele, pentru că am un motiv, deci... Îmi doresc, bineînțeles, odată să le văd într-o expoziție, să le văd... Mie îmi plac, și nu sunt și alții. Deci și fiecare este vorba de gusturi. Știi ce se întâmplă? Nu ne frică de obicei când vine vorba despre tablouri sau lucruri de-astea. Noi tot auzim că la cutare în casă are tablouri. Deci dacă un om are tablouri în casă, înseamnă că e super avut. Înseamnă că un tablou te aduce la zeci de milioane. Nu? Da. Așa se înțelege. E adevărat? Nu neapărat. Pentru mine o casă fără tablouri e săracă, e goală. Nu mă simt bine într-o casă în care nu sunt tablouri pe pereți. Pe de altă parte, dacă costă cât jumătate de PIB, iar nu e bine. Tablourile tale în jurul căror valori s-ar învârti? Nu m-am gândit la valori. Aștept oferte. Costă? Nu. Am o prietenă care vrea să mă... Are un aparat de fotografiat străvechi. Și îmi zice mie, zice, vezi și tu dacă poți să găsești client. Cât costă? Nu știu. Ce marcă e? Nu știu. Păi ce, și atunci ce să zic? Am un aparat. Îți dau 5 lei pe el. Și după aia nu. Trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta. Ia uite. Vedeți, nu sunt materialistă. Deci. Aia e problema. Ți-am zis că iarăși nu e mă întorc. Exact, ți-am zis eu că nu e bine. Dar cum se face că vorbești atât de bine limba maghiară? Eu am zis română când am văzut... Eu am trăit în Ungaria 15 ani. Da, ce bine a fost de mine, că m-am înțeles și eu câte cineva pe acolo. Când am văzut, a venit Irina ca pe cirești coptul, așteptam că e în afară de adevărat, ai mei nu știu nimic. Vine Jol și îmi spune, foarte bine, doamnelor și domnilor, adevărat. În rest, e încurcată treaba. Ia... Asta și cum face mie? Dacă cineva vrea să cumpere un ia, tablou? Ia, cum facem? Dacă fata. Pot să dau un site, nu este considerată reclamă? Nu cred. Păi nu la cred ce face reclamă? La artă? La site-ul meu, personal. Stai așa, că nici nu știm cât costă. Deci nu e să zici că... Nu e nicio reclamă. De exemplu, mie mi-a plăcut tabloul de dinainte. Și mie la fel. Bine, ți-l cedezi, că ești mai bogat. Negociem, vedem cine de mai mult. Stai, frate, că facem licitație. Ce vrei să mă cer cu tine? Ia tu că ești... Lasă că sunt încercate, gata, n-a zis așa. Am ajuns de unde am plecat. Da. Așa, site-ul. Site-ul www. Aia, da? Da. Forgo Irina. Și scriu Forgo cum aud. Da. Forgo Irina. Punct. Punct. A-T-W. A-T-W. Punct. H-U. Hu, pentru perfect. Că este un site unguresc. Da. Am încurcat-o. Dar mi-aș înțeleg ceva de ce. Nu, înțelegeți tot. Deci sunt poze cu mine, este blog, sau mai multe blogul e limba română? Date. Da.
Yay. Da, ok, putem. Am, știu că eu, după emisiunile tale primesc telefoane. Ia, ia, ia. Am înțeles că prietena ta a avut o atitudine, parcă... Așa e fața ei. M-am uitat și eu. Auzi, eu în timpul emisiunii nu m-am prins, că eram cu ochii în ochii tăi tot timpul. Da, da, da. Dar și când m-am uitat la televizor și am văzut-o pe prietena ta, zic, aoleu. Deci prietena mea e o fată extraordinară, o iubesc foarte mult, sunt convinsă că probabil s-a citit pe o anumită... Încordare. Nu știu, încordare, da. Deci nu era într-o situație, nu s-a bucurat foarte mult când i-am spus să vină la emisiune, așa. Dar a spus pentru mine o face, deci nu este persoana care să se expună. Da, da, da. Și probabil asta s-a văzut pe ea, era puțin stresată, dar... Un singur lucru m-a pus pe gândul în legătură cu prietena ta, pe care o salut și pe care o rog să nu mă înjure foarte rău. În momentul în care am întrebat-o ceva, mi-a răspuns că tu ai fi dat de prea mult bine, dacă înțelegi ce vreau să spun. Da, da. Are dreptate, într-un fel, e părerea ei, o respect. Într-adevăr, am primit foarte mult de la soțul meu, să zic așa, deci a fost un om foarte bun. Nu ne-am potrivit, deci poate, eu totdeauna spun că există personalități care, separate, sunt minunate. Și împreună, însă împreună nu poate să colaboreze, nu poate să se înțeleagă și de aici... Deci, ca individualități, și eu și el cred că suntem ok, nu ne potriveam. Eu cred că tu-l iubești. Iar ea a văzut pe soțul meu? Așa mi se pare mie. Bine, sunt romantică. Îl iubesc la fel ca la început, pot să zic, deci este o prietenie, este ca un frate. Dar nu e iubirea asta. Pentru mine iubirea e mult mai mult de atât. Da, firesc. Dacă nu mai vorbeai cu el, abia atunci înseamnă că nu-l mai iubești. Acum, ți-am pus o întrebare la momentul adevărului pe care aș vrea să o repet. Dacă ar fi să o iei de la început, ai face tot așa? Te-ai despărțit de soțul tău? Nu. Probabil n-aș face pentru copii. Deci da. le-am provocat totuși o traumă. Am considerat că sunt destul de mari fetele să înțeleagă și nu o să fie afectate. Și deși se poartă foarte normal, sunt fericită că le văd că nu... Deci nu pot să spun că au probleme din acest motiv. Dar poate nu le arată, deci nu se exteriorizează, ele sunt aceiași copii minunati. Poate eu îmi fac griji, da, poate eu îmi fac griji. Dar... Mie mi-a povestit Irina imediat după emisiune, zice, mie mi-ar fi trebuit banii ăștia pentru că îmi iubesc foarte, foarte mult copiii și le-am făcut o promisiune. Și din momentul ăla mi-am dat seama că, într-adevăr, ai fi meritat să câștigi. Da, Dumnezeu nu doarme! Și în ciuda faptului că fac parte din emisiunea aceea și eu sunt aia care ți-a pus întrebarea din cauza care ai pierdut, poate tablourile vor face diferența. Mulțumesc! Adică m-am spălat de păcate. Ia să vedem. Tănțel, au început să scadă iarăși instrumentele. Am slăbit, dragă! Da, ai slăbit, am spus. M-am uscat pe picioare. Pe picioare, da. Cred că vreo 3-4 kg așa am pus. Ai pus? Na. Vai, stimațele spectatori, fac un teasing. Dacă mi iese o șmecherie pe care o fac eu acum, în momentul în care noi vorbim, eu fac o șmecherie. Și mă înțelegeți? Pac, pac. Dacă mi iese, într-o lună o să fiu scobitoare. Și dacă mi iese și sunt scobitoare într-o lună, două, vă spun și cum am făcut. Sub genericul cine are noroc, are, cine n-are, n-are. Vedem dacă reușim sau nu. Ia să vedem. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cine sunteți voi? Lupul cel rău și... Crazy Lup. Crazy Lup, exact. Voi împreună, noi... mai aveți voie să vă numiți la familie? Da, noi trei suntem voi... la familie. Ce puțin ați fost și ce mult v-ați făcut... Știți bancul? Asta e bancul cu ilegaliștii. Exact așa. Aoleu, ce puțin ați fost și ce mult v-a spus. Deci aveți înapoi numele. Numili, pronumili, datara știți. La instanță anulată, registrarea numelui. Cum ați făcut să vă recuperați numele? A existat un proces. Cum fac? Cum ați făcut? Ia. Am întâlnit un prieten care asculta la familia. Așa. Alexander Popa. Ne-a ajutat foarte mult. El a făcut-o din prietenie. Ce? Nu, tac, tac. A, nu tac, știam, pentru că am greșit ceva. Nu, eu să tac. Nu mai zic? Îmi spunea Andreea să nu mă mai bucur atâta. Aha. Nu, că se vede că mă interesează. Și
Și am câștigat, punct. Cât a costat? Păi a făcut-o din prietenie, ți-am spus, nu a costat nimic. Da? Exact. Very nice. Very ce nice. Să ai prieteni? Da? E bun? Da, e un om deosebit, n-am mai întâlnit avocați de genul ăsta. Ba, mai există. Da, avocatul Sișu. Mihnea Stoica. Da? Fiecare fel e tot prietenul nostru. Și vă ajută fără probleme. Da, suntem o mare familie. Corect. Eu sunt avocații familiei, ca să zicem așa. Dacă aveți nevoie vreodată de o cumnată, sunt aici. Cumnata avocații de familiei. La Vâlcea. Bun. Hai să vorbim despre motivul pentru care ne-am adunat aici, și anume un super videoclip pe care pentru că l-a arestat pe Sișu aseară și de-aia... da, am uitat. Am uitat, ai dreptate. L-a arestat pe Sișu aseară. Sigur. Odată ajuns acolo, el a evadat. Rozând cu dinții zăbrelele pușcării. Pentru a... Deci au nebunit de tot. M-am uitat la știri înainte să plec de acasă ca să văd dacă vorbesc sau nu cu omul. Și m-am uitat la femeia de la antenă, de la ProTV, da? De la toate femeile spuneau același lucru. Ați văzut că sunt numai femei la știri? Da. Bă, de când a plecat Codreanu, Tatena, mai e și Leonte. Mai e Leonte. Mai e Leonte. Da, e dat, deci nu vorbim despre el. Ai dreptate. Nu. E, de la ce am plecat? De la faptul că el e în pușcărie, dar e aici. Ceea ce înseamnă că e ubicu. Ce s-a întâmplat? Cum i-ai fraierii pe ăștia de la știri să zică toți de tine? Am o agenție de management foarte bună, BCCOA. Nu am glumit. Nu, am glumit, a fost o neînțelegere, pur și simplu și... Era într-o mașină cu un cetățean, ploua. Nu, era chiar soare. Îți jur, la mine ploua, ce dracu. Nu, era chiar soare, mâncam o înghețată. Serios. Dacă nici la știi, nu mai... Uite, de-aia nu mănânc eu înghețată. Eu ți-am zis, o să-ți dăuneze. O să-ți dăunește! Da. Eu am vrut să nici nu vorbim despre asta. Ți-ai minte când ți-am spus? Termină cu înghețata. Da, gata. Dar era de vanilie, era bună. E, vezi? Cum termină cu înghețata? Ce-i cu femeia? Las-o în pace! Poate are și ea farme cu ei. Răcurește, na! Stimați telespectatori, acum că am terminat cu înghețata, eu mă gândesc să luăm o pauză, după care vom vorbi despre clip, despre cele trei personaje care apar în clip, despre povestea pe care eu am înțeles-o și despre care Puia îmi spune că stai așa, stai combinația mea. Altă treabă. Am înțeles-o bine, dar tu n-am înțeles-o bine. Pauză, ne întoarcem imediat. Stimați telespectatori, noi ne-am gândit aseară, când îi aveam invitați pe Sișu și pe Puia, pe Puia și pe Sișu și pe Laura și pe DJ Wicked, că ne-a picat subiectul, pentru că am văzut o treabă cu o urmărire, cu niște treburi, cu niște aspecte, ca în melodiile de gen. Și au venit și mi ți l-au ridicat pe Sișu și l-au băgat la Mititic. Eu îți dau seama, am dat repede telefon să chemăm pe cineva, să facă cineva ceva, să mă ajute și pe mine cineva. Și au vorbit toți cu Sișu, care l-a spus, bă, nu-i nicio problemă. O să ne spui de la ce a plecat sau a fost o invenție pur și simplu sau o lovitură de presă bine organizată de voi? Da, păi ți-am zis că... Tam-tam. Deci, managerii mei lucrează la Poliția Capitală. Pentru că îți dai seama că dacă... O să zică și doamna Esca diseară ceva. Ce o să zică doamna Esca diseară? Ceva care o să rămână în carte de istorie. O să zică doamna Țopescu înainte diseară. Să monitorizeze emisiunea. Pentru că vă dați seama, doamna Țopescu e înainte de doamna Esca. Deci doamna Țopescu trebuie să zică... Acu și ca aici. Doamna Esca poate să se uite la doamna Țopescu. Doamna Țopescu nu se poate uita la doamna Esca. Corect. Vedeți ce înseamnă tenesmele televiziunii cum se întâmplă? Și totuși Sișu la noi în emisiune, la direct. Jur că e direct. Ia, cum să demonstrez că scrie live? Scrie live, mă, jos acolo. Scrie pe ecran. Da, se numește emisional, în exclusivitate. Așa se numește emisiunea Te Olive. Trebuie să scrie live. Păi atunci să bage mare cu galben. Mai live, live. Cea mai live trebuie să scrie. Să vorbim, cea mai live să scrie. Așa, cum am spus eu, că aici eu sunt șmecher. Mulțumesc frumos. Revenind la opera de artă la care asistăm. Ce am înțeles eu și ce se întâmplă pe scenă? Ai înțeles foarte bine ce ai înțeles. Păi sunt deșteaptă. Este o poveste pur românească. Ce să zic? Povestea e felul următor, că ăsta micul e laconic. Nu. Fata frumoasă. Așa. Se ținea cu un băiat de cartier. La un moment dat, un boier, nu vă spun cine, a dat un anunț la matrimoniu. Te rog, Laura, în sfârșit. Înainte de asta... Eu care sunt fata... Băiatul de cartier încearcă să facă niște bani cu mine. Da. S-a înțeles. Deci ți-am zis că e o poveste pur românească. Zodia peștilor. Le vezi pe eu... Cum ar veni în clip. Sunt ceva pur românesc. Little Fish. De nici iubitul nu e curat. Iubitul nu e curat. Și nu e curat. Nimeni nu e. Nici eu, nici nimeni, și încerc să ies din povestea asta.
Sper că s-a înțeles odată pentru totdeauna. Este o melodie dedicată fetelor care pleacă în Japonia, Italia, Spania. Fetelor care lucrează cu capul. Și pentru toți prietenilor care știu că sunt toți pătărițe. Da. Mesajul este, nu sunt toți pătărițe. Ca să... Să lămurim o treabă. Sunt babysitter, nu? Nu zice continuarea, te rog. Dar știi că am văzut la știri o chestie la un moment dat cu un om care se uita la un buletin de știri și a văzut o grup de poliție care ridica niște fete de undeva dintr-o țară străină și una era nevastă sa și el știa că e o spătăriță. Am un prieten care a închiriat o casetă. Jur, am un prieten care a închiriat o casetă de gen. Da, și când s-a uitat, vai, ce semăna cu nevastă sa care și era. Da, da. Nasol. N-aș putea spune că este o bucurie. Poate vedea dacă s-au certat sau a iubit-o mai mult. Da, da. Se poate și mai departe, nu știu. Că e Caniet filma. Da, perfect. Laura, cum ai intrat tu în această frumoasă... Păi, în primul rând am intrat în studio unde el lucra cu Cheo, puia cu Cheo. Din întâmplare? Vreau să salut pe Andreea Bălan. Stai așa. Din cea mai mare întâmplare posibilă. Era în continuare cu Cheo. Mai era la momentul ăla. Acum nu mai e? Cine? Andreea Bălan cu Cheo? Cred că e. Mă, eu știam că nu e. Mai e? Nu, era... În ziare. Important bine, e că în momentul ăla era împreună. Mă, ci că nu mai e. În momentul ăla era bine. Ziarele. Ei. Nu să dea și ei unul un telefon. Măcar atât. Nu vă cerem mult. Vă decontăm. Deci tu ai da, și am intrat în studio. Am auzit că, cum am auzit negativul, Cheo îi cânta o linie melodică lui Puia și el încerca să facă text. Și să chinuia să facă text și mi-a venit instant ideea de refren și m-am dus la ei și am spus, nu vă supărați. Mi-era frică de Puia. Da. Nu vă supărați. Pot să cânt și eu ceva. Foarte și i-a plăcut, mi-a spus, intră în studio. La studio. Adică nu calculăm chestiile astea. Da. Nu le calculăm. A, uite, pe melodia asta trebuie să fie cu tare și cu tare. Nu? Tot timpul se perindă mai multă lume la studio și da. Cui îi place melodia, poate să cânte. Pot să vă spun care este percepția asupra voastră din punctul meu de vedere al unei femei de 40 de ani? Chiar să pun e, de, da. E de bine? Eu zic că da. Toată povestea voastră, cu toată treaba, cu stai așa, te combinația mea, nici vizita nu vrea să facă scandal, așa, stai de tribunal, o să lăsăm versurile să facă scandal, altă treabă. Deci eu am înțeles așa. Am ascultat textilii, am înțeles textilii, că asta trebuie să faci, că altfel degeaba te exprimi. La voi, cuvântul care vă definește, un singur cuvânt dacă ar fi să... Așa se cheamă loialitate. Eu n-am văzut în viața mea o relație între doi oameni care să fie atât de tare susținută, că tu nu-ți dai seama, tu erai... Cam asta se întâmplă peste tot în cartier, frăție. Frăție da, și da, se cam... Am văzut și... treburi. Cum mai... era cu cât îți, dacă îți dau 50 de minute să da, știi? Nu mai ții minte. Bani era duferit. Da, el era. Nu mai ții minte? Da. Ia îmi dai 50 de minute să vedem, te suciști. Poate te suciști. Așa era. E cam greu să ne sucim noi. La noi e simplu. La noi te sucești și fără 50 de mii. De asta apreciem foarte mult asta la voi. Noi nu ne sucim. De ce? Pentru că așa suntem învățați, așa mergem înainte. Nu poți să scapi de el. De loialitatea asta? Nu, de el. A, da! Dar de e greu. Ce de afară poți și intru pe geam. La ce te ajută să fii, să fii loial în viața asta? În România asta, în momentul ăsta? Vin și recompense. E cam asta înseamnă o familie. Zici, cam, deci titlul ăsta nu e chiar pus aiurea. Poate nu mor sigur la un... Eu zic că asta se întâmplă în multe familii din România. Indiferent ce faci, nu? Asta e, trebuie să rămânem uniți. Că de fapt asta te face mai tare. Da. Aș un frate. La altă televizor. La tot așa. Cu el de gât o să mor. Știți ce vreau să zic? Indiferent ce se întâmplă. Hai să vedem. Voi aveți albume solo? Da, el a lansat mult înaintea mea albumul solo. Mult înainte de albumul. Mi-aduc aminte. Da, dar acum anul ăsta o să urmez albumul la familia. Încă un album solo, o compilație, mai multe proiecte. Eu culmea sunt la al doilea album solo. Da. Primul n-a apărut. Primul n-a apărut. Adică a apărut, dar pe net. A, da? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a fost gata imediat după al lui, până Atunci, oricum, 2001. Pe net a apărut acum, de câțiva ani.
De bine pe net? Voi ați vrut așa sau l-a furat cineva și l-a pus acolo? Da, l-a furat cineva și l-a pus acolo. Minunat. Da. Ala-i bun. Mă rog, tot au fost multe schimbări, nu s-a mai lansat. Așa, și atunci de ce să nu-l furăm dacă putem? Sub genericul să facem un cozonac, se fură șase ouă, exact ce-am făcut. Tu ai album cu wasabi. Da. L-ai scos? Nu. Păi foarte ce bine, faceți? Hai să-l furăm. Ca, corect, l-am prins. Am înțeles. Deci asta e treaba. Unde cum încearcă cineva să facă ceva, furăm, s-a dus dracu toată treaba și a rezolvat. Vai de mine, mă scuzați pentru limbaj, dar mi-a venit. Și acum, noi ne pregătim de lansarea a ce? Albumului, primului album. Primul solo album care deja s-a furat. Nu, no, e al doilea album. E primul album. Adică asta e. Consider pe ăsta primul. Îl consider pe ăsta primul. Păi exact. La socoteală. Păi la furat îl lăsăm la... E de pumană. Întrebarea mea este așa. Aveam trei personaje după cum v-am povestit. Băiatul cu cravata, băiatul cu nu știu ce. Acum... Cu Cheo ce s-a întâmplat? E, nu putem să ajungem la spectacole tot timpul, toți trei, și asta e o variantă care o cântăm din concerte. Și asta înseamnă că tu cu Laura sunteți practic de gât? Nu, ea în spectacolele unde le cântăm noi pe cluburi e playback. Sau de, foarte bun, dar măcar e. Pick-up. Da, e de pe pick-up. Și tu cânti live tot timpul? Da. M-au înzăpăcit pe mine. Vă dați seama, pentru prima oară la familia, la noi, eu m-am caspăria femeie bătrână, zic, mamă... Ei vorbesc ca în canui, dar noi vorbim și mai mie prin pauze. Și mi-era frică de ei. Mai înainte de generică și după generică. Între cele două generici? Nu! Dacă mai scapă câte o naibă, problem. A, piesa asta e cu minte, nici nu aveam ce să scap. La un moment dat e acolo. Da, un pic. Un pic. Un bip. Un bip. Un cuv, un mic bip. Vreau să... O întrebare. De ce zici... ceva cu, așa că asta nu e un film și nu e un film cu Richard Gere. De ce zici Gere, nu zici Gir? Că toată lumea s-a... Nu pot să pronunț. Zici, eu sunt român adevăr. Și nu sunt unele cuvinte care nu-mi ies. Mă întreb cum îl pronunț după Shakespeare. Shakespeare. Uite că-mi iese. Ai văzut cum se scrie? Dar încearcă okay, Bluetooth de la, de la telefon. Vrei să te scuipi iar? Poftim? Deci ne chiurim din pauză să zicem Bluetooth. Și ne-am scuipat de ne-am zăpăcit unul patru. Bluetooth. Și zice și el la fel, zice, bă, zice, nu e imposibil, 100.000 de... Haideți să mergeți voi pe scenă, să vă pregătiți culele cu cântatul live cu astea, cu ale voastre. Eu rămân cu Sișu pe locul meu. Așa. Și cu albumul. Noi rămânem în public. Noi rămânem în public. Vă salutăm de mers. Nu zic nimic de tine, nu te-am văzut, n-ai fost aici. Bârfește, bârfește, te bârfește. Toate imaginele care s-au filmat se pot găsi pe teolifeshow.ro. Sper că toate filmările să fie ok, că noi am mai vorbit. A, mai filmat și barbu. Hai, da, să verificăm. Așa, și dacă doriți o cameră mișto, 1-2-2-8 cu textul Teo și o dată pe săptămână, pro.ro, vă pun la dispoziție una la bătaie o asemenea cameră. Noi ne vedem mâine cu Doroftei, care și că l-o moare pe Mircică. Hai, mă, că nu l-o moare. Sincronul. Pregătește sincronul. Hai că te lasă cu tare. La revedere, v-am pupat. Ne vedem.